moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră. Eu am avut norocul să lucrez cu Iacob Burghiu asupra unui film despre Vlad Ioviță, care a fost prietenul nostru protector și care ne-a îndrumat debuturile în film, în literatură. Dar mare a fost cutremurarea când m-am pomenit în situația de a face un film despre Iacob Burghiu. Și atunci mi-am dat seama că poate nu sunt atât de pregătit și nu cunosc atât de bine pentru a mă apuca de acest film cu conștiința împăcată. Și mi-am zis să ne cunoaștem prietenii, să le adresăm întrebări care ne-ar ajuta să-i cunoaștem mai mult. Fiindcă chiar feciorul lui Costică în acest film, la întrebarea noastră, cine a reușit să-l întreb pe tatic cât a fost în viață, el zice: nu am reușit să-l întreb dacă a fost fericit. Moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.